unul din sensurile morții Domnului nostru Iisus Hristos și ale jertfei sale este să ne adune într-o comunitate a iubirii, într-o șezătoare a iubirii care este biserica sa, să ne înalțe la o relație pe care nu am fi avut-o altfel niciodată. Și vreau să citesc două versete din Cartea Levitic, unde Domnul vorbește poporului Israel despre relațiile pe care trebuie să existe între ei și le spune felul următor. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lor. Să nu te răzbuni și să nu ții necas pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Știți, sunt multe lucruri prin care ne supărăm unii pe alții. Unele sunt prea mici ca să trebuiască să avem parte de o confruntare față în față cu cel care te-a săvârșit sau celălalt să aibă o confruntare față în față cu noi, cei care i-am greșit. Sunt lucruri pe care trebuie să le acoperim, sunt lucruri pe care trebuie să trecem și să nu le băgăm în seamă. Însă se întâmplă că în interacțiunea pe care o avem, uneori, apar lucruri care sunt mai dureroase. Se întâmplă că fratele tău poate să-ți greșească și să facă o greșeală care să te lovească în adâncul ființei tale sau se întâmplă că pot să fac eu o greșeală și să greșesc înaintea fratelui meu și să îl lovesc și să îl rănesc. Sunt lucruri peste care, nu știu, așa suntem construiți noi, așa este firea noastră. Sunt lucruri peste care cu greu, foarte greu putem trece sau nu putem trece, ne spune Scriptura, dacă nu stăm înaintea celui care ne-a greșit și nu are loc o confruntare. Confruntare nu în sensul de încăierare, nu în sensul de bătălie, ci pur și simplu ne învață Scriptura să nu ține în cură, să nu ții în tine, să nu adun presiune în tine, vorbesc psihologii de acel butoi emoțional, ci să mergi să vorbești cu fratele tău, să-i spui, uite, aici mi se pare că ai greșit și mă duc ceea ce ai făcut. Știți? Ca să poți să-l ierți un om, uneori trebuie să faci lucrul acesta. Dar pentru asta ai nevoie de putere. Eu văd cât îmi este mie de greu să mă duc și să-i spun unui frate care mi-a greșit. Dar asta dacă nu o să pot să-l ierți, o să țin în mine greșeala pe care mi-a făcut-o. Și mi-e foarte greu să mă duc să-i spun, uite, mi se pare că aici ai greșit. M-a durut și vreau să te iert. Dar să știi că m-a durut și ai greșit. În primul rând, frate și soror, ne protejăm pe noi dacă facem lucrul acesta. Pentru că, așa cum am uitat de butoi acela emoțional, și așa cum ne învață aici textul, dacă adunăm în noi tensiune, mornește ceva acolo în noi și nu merge să discutăm cu fratele sau cu sora noastră într-o bună zi, o să explodeze ceea ce s-a adunat acolo. O să dea în afară. Într-o discuție mai violentă sau într-o atitudine nepotrivită. Și o să-l rănim și pe celălalt și o să ne rănim și pe noi mai rău. În primul rând ne protejăm pe noi atunci când mergem și avem o discuție față în față. Spune versetul anterior să nu umbli cu bâlfele poporul tău. Dacă ții în tine, o să le spui altora dacă nu-i spui lui. Și așa apar bâlfele în biserică. Sau spune să nu te ridici împotriva vieții aproape lui tău. Acum chiar la așa ceva cred că nu o să se ajungă. Dar poți să te ridici împotriva vieții propriului tău, ne spune Scriptura, printr-un cuvânt plin de răutate, printr-o vorbă grea aruncată asupra lui. Ne protejăm pe noi și apoi protejăm pe celălalt. Noi suntem cruzi atunci când celălalt ne greșește și nu mergem să-i atragem atenția. Uite, ai greșit aici. Pentru că privăm pe el de posibilitatea de a se îndrepta, de posibilitatea de a schimba viața. De multe ori credem într-o supra-spiritualitate. Noi suntem atât de spiritual și atât de plini de iubire, că nu mergem să îi spunem celorlalți că au greșit. Mi-au greșit, dar l-am iertat. Nici nu am băgat în seamă greșeala lui. Dar Scriptura zice că părintele care își cruță copilul de pedeapsă și nu îi arată că au greșit, este un părinte care nu-și iubește copilul. Eu ca și membru biserică, dacă nu-i spun fratele meu când a greșit, dacă nu-i arăt greșeala lui, oare nu sunt eu un frate lipsit de iubire? Pentru că eu nu vreau ca el să se corecteze de greșeala aceea și nu o să aibă posibilitatea să se corecteze. Și apoi,
în al treilea rând, dacă nu fac lucrul acesta, spune Scriptura că biserica o să aibă de suferit, poporul lui Dumnezeu în ansamblu. Sigur, e important și modalitatea în care îl abordăm pe fratele nostru. Spune aici Scriptura, du-te și mustră, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Ai nevoie de putere ca să vorbești cu el, dar ai nevoie de înțelepciune ca să vorbești cu el. Să vorbești cu fratele tău, să-l confrunți. Mustră, dar nu te încărca cu un păcat din pricina lui. Uneori, credem că sinceritatea e o scuză. Am fost sincer și l-am terminat pe celălalt, atât de sincer am fost. La Scriptura zice, atunci când îl mustri, ai grijă să nu te încași cu un păcat. Zice, în Matei, capitolul 18, cuvântul Domnului spunea Hristos ucenicilor, du-te mustră-l între tine și el. Și după aceea du-te și mustră, du-te, mai iau un frate și mergi împreună cu fratele celălalt să discuți cu el. Ori trebuie să-l mustri între tine și el în așa fel încât, când mergi să-l iei pe celălalt frate ca să discuți cu el, să nu se rușine de mustrarea pe care i-ai aplicat-o în prima întâlnire pe care ai avut-o. Frații și surori, aș vrea să facem o rugăciune în care să cerem lui Dumnezeu puterea aceasta de a fi sincer în relațiile dintre noi. Se cere puterea aceasta de a ne confrunta unul pe celălalt atunci când ne greșim în vederea îndreptării noastre și în vederea iertării de pline. Pentru că de multe ori alegem să ținem în noi, să mornească în noi dispreț, să mornească în noi ură la un moment dat față de fratele nostru. Și refulăm în bârfe, în vorbiri care nu sunt potrivite și apare dezbinare. Ori să urăști pe fratele tău, ori să-l iubești. Dar uneori nu o să poți să-l iubești cu adevărat, dacă nu o să stai față-față cu el, să rezolvi problema pe care o ai. Și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Să facem această cerere. Doamne, dă-mi puterea să fiu sincer cu fratele meu, dă-mi înțelepciunea să fiu sincer și să pot să trăiesc cu adevărat în iubire și să fie armonie în casa ta. Haideți să ne rugăm înainte.